sunt eu în măsură să judec cine sunt responsabilii pentru ceea ce s-a întâmplat. Cert este că pe viitor cu toții trebuie să găsim soluții pentru ca toți cetățenii români, indiferent de locul unde se află, să aibă posibilitatea exercitării acestui drept de vot. Și cum considerați că ar putea fi rezolvată această problemă cu votul din diaspora? Vedem că la ultimele alegeri tot timpul au fost scoși și nu au putut vota toți românii. Creșterea numărului secțiilor de votare și, bineînțeles, găsirea de soluții legale. În acest sens, cred că în viitor e utilă o discuție cu toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică, pentru a identifica toate soluțiile ca aceștia să poată participa la vot.